Am ascultat pe Papa Wemba, regele rockului, rumba rockului. Wow! Da, e sărbătorit astăzi. Este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți din Africa, deși el este american, cu cetățenie americană. Acum, începem cu anul 1848, când Uniunea Guvernelor Constituite la Islas și la București formează guvernul provizoriu al Revoluției de la 1848, Vasile Alexandri, în aceea zi a publicat în revista brașoveană Foaie pentru minte, inimă și literatură poezia Hora Ardealului. Apoi, în anul 1880, România și Statele Unite ale Americii au stabilit relații diplomatice la nivel de agenție diplomatică, pentru ca două luni mai târziu acestea să fie ridicate la nivel de delegație, iar în anul 1947 să se deschidă prima ambasadă a României în America. Cum spuneam, în anul 1949 s-a născut Papa Wemba, regele rumbei rockului. Este un stil de muzică cu care poate nu suntem foarte, foarte obișnuiți. Iar în 1990, urmare a evenimentelor din 13 iunie, circa 10.000 de mineri din Valea Jiului au descins în București pentru a restabili ordinea, cu ghilimele. Au fost atacate sediile partidelor din opoziție, liderii ai acestora, facultăți, dar și studenți. În 2005, salvamontistul sibian Teodor Tulpan, cel de-al doilea român care a ajuns pe Everest, începe expediția pe cel mai înalt vârf din Peru. Dar astăzi este de asemenea o zi importantă. 14 iunie marchează Ziua Internațională a Donatorilor de Sânge. Așa că dacă tot este o zi atât de importantă, poate vă faceți timp, nu astăzi, dar poate săptămâna viitoare, să donați sânge. Să facem cu toții o faptă bună. Dar ce frumos, mai ales dacă putem să facem asta, adică dacă suntem capabili fizic să facem lucrul acesta și schimbăm și locurile, dacă tot trebuie am dansat schimbăm, înainte nu? De vreme, da?